bracelet this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Dragilor, eu sunt Ihara și bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Astăzi vin la voi cu un clip cu care eram datoare, un clip pe care promit că îl fac de ceva timp. Doar că în legătură cu acest clip am așteptat efectiv să termin extracțiile dentare. Ei bine, astăzi vorbim despre update-ul lucrării dentare pentru că nu v-am mai spus nimic în legătură cu aceasta. Dar înainte să intrăm propriu-zis în poveste, pentru că eu v-am mai povestit într-un alt clip, imediat după ce am început clipul cu lucrarea dentară, v-am povestit câteva lucruri. Dar înainte să intrăm propriu-zis în poveste, vreau să vă fac un pic să înțelegeți cum am luat legătura cu doamna dr. Gabriela Tănase. Ei bine, clinica la care eu fac lucrarea dentară se numește Dental. O să vă las scris pe ecran efectiv cum se numește cabinetul stomatologic. Cabinetul stomatologic se numește Dental și are sediul pe strada Mihai Eminescu numărul 81A. Persoana care s-a ocupat de mine este directoarea clinicii și anume doamna dr. Gabriela Tănase, un medic stomatolog absolut deosebit, unul dintre medicii stomatologi empatici pe care eu i-am întâlnit, unul dintre oamenii care, chiar dacă știu că ce fac ei își provoacă o durere, își cer scuze și zâmbesc pentru că acum pot, am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Dar să vă spun un pic cum am luat cunoștință cu doamna doctor. La trecerea dintre ani, dintre 2020 și 2021, din păcate am avut o seară nu tocmai plăcută, asta pentru că făcusem o infecție pe rădăcinile pe care le aveam și mi-am petrecut noaptea de revelion cum altfel decât cu dureri dentare. Și petrecându-se acest lucru, am început să caut împreună cu soțul meu un medic dentist cu care eu să mă potrivesc. Un medic dentist care să țină cont de problema de sănătate de bază pe care eu am avut-o, care să înțeleagă faptul că nu am ajuns în stadiul ăsta datorită faptului că nu, sau din cauza faptului că nu am avut grijă de dantura mea, ci că a fost vorba despre un tratament administrat prost, și iar asta a fost urmarea acelui tratament. Și soțul meu avea o cunoștință pe care o salut în cazul în care se uită. Avea un prieten care este asistent medical în Galați. Și vorbind așa cu el, la câteva zile după revelion, îi spunea că ne-am cam însăturat, că vrem să găsim un medic dentist care să se ocupe și l-a întrebat dacă nu cumva cunoaște, fiind asistent medical și lucrând în domeniu, dacă nu cumva are vreo cunoștință care se ocupă de este stomatolog și care tot să fie empatic, pentru că eu înainte avusem niște experiențe destul de nasoale cu medicii stomatologi și eram panicată efectiv de tot ceea ce înseamnă stomatolog. Dar în momentul în care spuneai dentist sau stomatolog, mi se ridica părul în cap, pe mâini și prin alte locuri. Așa că el a zis, băi, stați așa să vedeți că eu am o cunoștință și vorbesc cu el să vedem ce și cum. Am vorbit cu Alexandru la telefon, i-am explicat care era problema, iar el mai departe i-a explicat problema mea prietenului lui, care era medic stomatolog. Apoi am vorbit cu medicul stomatolog care trebuia să se ocupe de mine în prima fază. Mi-a explicat că el nu a tratat până acum astfel de probleme și că nu ar ști să-mi spună exact dacă poate să facă ceva sau nu, dar să-l las o zi să se gândească, pentru că cunoaște pe doamna dr. Gabriela Tănase, probabil i-a fost profesor sau ceva de genul acesta și știe că dânsa are un cabinet și că se poate ocupa și de cazuri care sunt mai grave sau mai deosebite și să vorbească cu dumneai.
La vreo 2 zile distanță am primit un telefon în care eram anunțată că sunt programată pentru consult stomatologic, era să zic dermatologic, stomatologic la clinica Dental Medical la doamna dr. Gabriela Tănase. Așa că mi-am luat inima în dinți, mi-am luat soțul de mână și am plecat amândoi către clinica Dental. Înainte, prima dată când am fost eu la această clinică, aveau sediul pe Bulevardul Primăverii, acum s-au mutat. Și am ajuns acolo, am făcut cunoștință cu Mihai, stomatologul care trebuia să se ocupe de mine, iar el mi-a făcut cunoștință cu doamna dr. Gabriela Tănase, cu doamna asistentă Mihaela și cu restul personalului din clinică, care, by the way, este un personal pe care să ți-l pui pe rană. Cred că sunt cei mai empatici, mai drăguți oameni pe care eu i-am întâlnit vreodată. Sunt niște oameni care au o grijă deosebită de pacienților, lucrează și cu copii, lucrează și cu persoane dificile ca mine și care se descurcă în absolut orice situație. Așa că am făcut cunoștință cu doamna doctor, i-am explicat probleme, cum am ajuns în stadiul în care am ajuns, am explicat și că o perioadă eu nu am avut voie să fac injecții anestezice cu adrenalină și mi-a stabilit o listă interminabilă de analize. Apoi, după ce mi-a dat de făcut analize, hemoleucogramă, vitamina D și așa mai departe, mi-a dat de făcut un tomograf dentar, pe care, by the way, nu l-am plătit, deoarece am semnat cu dumneaei un acord de studiu. Asta înseamnă că cazurile care sunt dificile, cazurile care sunt nemai întâlnite, cazurile care sunt deosebite și care poate nu dispun de foarte multe resurse materiale, sau poate chiar nu vor să plătească extrem de mult pe o lucrare dentară și totuși este ceva mai deosebit, ceva, o situație mai gravă și mai complicată, persoanele acelea au posibilitatea de a semna cu clinica un acord de subiect de studiu. Practic, la ședințele pe care tu le ai la stomatolog participă studenți, iar materialele prelevate de la tine, radiografii, tomografii și așa mai departe, vor fi folosite pentru exemplificarea anumitor situații în cursurile pe care studenții de la medicină stomatologică le au sau medicină dentară. Așa că i-am povestit, mi-a dat o listă de analize, am făcut un tomograf dentar, am făcut radiografie dentară, m-a pus să vorbesc și cu medicul psihiatru pentru că i-am spus că eu am o problemă și că mă sperii foarte repede și atunci m-a pus să-i cer acordul medicului meu psihiatru pentru a-mi administra o jumătate de pastilă de dormicum înainte de fiecare extracție pentru a nu avea atacuri de panică, pentru a sta liniștită și pentru ca totul să decurgă în regulă. Zis și făcut, mi-a mai dat de făcut un test de alergie la anestezia cu adrenalina pe care eu nu l-am făcut deoarece între timp am luat legătura cu medicul meu endocrinolog și mi-a explicat că în momentul de față nu mai am niciun fel de contraindicații în ceea ce privește administrarea tratamentelor, mai puțin la cortizon pentru că nu am voie să iau cortizon în continuare. În schimb, orice alt tratament medicamentos sau stomatologic este perfect acceptat pentru că sunt vindecată, am trecut și printr-o naștere între timp și nu s-a întâmplat absolut nimic cu suprarenalele mele, așa că nu avem de ce să ne sperie. Evident că doamna doctor stomatolog mi-a cerut și un cortizol seric, pentru că de acel cortizol seric depindea toată lucrarea mea dentară. L-am făcut și pe acela, ieșise peste limită, m-am panicat un pic, mi-am sunat medicul endocrinolog și mi-a spus că este în regulă, m-a întrebat dacă am avut vreo problemă în ziua respectivă și da, în ziua respectivă mă dorea una dintre rădăcini și ăsta a fost motivul pentru care cortizolul seric a ieșit un pic mărit. Cortizolul seric și adrenalina sunt secretate mai mult în perioadele în care trecem printr-un stres psihic sau fizic. Deci nu era nimic în neregulă cu secreția de cortizol. M-am întors cu analizele la doamna doctor stomatolog, le-a verificat și am stabilit planul de tratament. Eu țineam într-una pe a mea pentru că mi-era extrem de frică de extracții, că nu trebuie scoase rădăcinile și că ar putea doar să mi le trateze, să le sigileze și să punem o placă peste. Dar, fetelor și băieților, nu totul este atât de ușor precum pare, pentru că
Eu, până să ajung la doamna doctor, am alăptat, iar vitamina mea D era la pământ, practic. Rădăcinile mele începuseră să se deshidrateze și ele din cauza lipsei de calciu și a vitaminei D, pe care la momentul acela o aveam la jumătate. Așa că doamna doctor stomatolog Gabriela Tănase mi-a explicat faptul că practic nu am altă alternativă decât să scot toate rădăcinile, 32, pentru că am avut și măselele de minte date toate, să scoatem toate rădăcinile, după care să luăm amprentă și să punem o placă, deoarece implantul nu va fi acceptat de către organismul meu și mai mult de atât, osul meu de maxilar nu ar suporta un implant, deoarece și el a fost afectat de acel tratament. S-a văzut asta pe tomografie, unde s-a văzut structura osoasă, că practic de aia am făcut-o. Așa că, zi și făcut, am stabilit împreună planul de tratament. Planul de tratament era să mă programez din 10-10 zile la extracții pentru a scoate rădăcinile. Evident că după ce am plâns o zi întreagă de m-am omorât pentru că eu nu vreau să fac extracții, am primit încurajări de la Luminița Avram, de la Sabina, de la toată lumea, de la fete de pe YouTube, dar și de la oamenii apropiați mie, care mi-au spus să stau liniștită, că au mai făcut alți extracții și n-au murit și nu se întâmplă nimic, dar mie în continuare îmi cădea cerul în cap. Așa că mi-am făcut inima în dinți și am început să urmez planul de tratament, adică să scoatem rădăcinile, după care să se vindece locul, scoatem fire și așa mai departe, după care să luăm amprentă și să vină dinții. Mă așteptam ca tot lucrul ăsta să dureze foarte puțin, doar că organismul meu, după ce că a zis el că ar fi ok să nu fie în regulă o perioadă de timp, a avut niște reacții după fiecare extracție. Știți foarte bine că eu sunt sinceră cu voi, de-aia nici nu pot să vorbesc de costurile pe care eu le-am avut la stomatolog, deoarece în baza acelui acord pe care l-am semnat, mie mi s-au redus prețurile considerabil. Deci n-aș ști să vă spun prețurile practicate de către cabinet, pentru că eu nu am plătit preț întreg pe nimic. Știu că doar după fiecare tură de extracție plăteam între 450 și 650 de lei. Mai mult n-aș putea să vă spun. Nu astea sunt prețurile practicate de cabinet, prețurile sunt mult mai mari. Ok. M-am dus și am scos prima tură. Am pornit cu dinții din față, am scos câte 5, câte 6, câte 4, câte 3 și aici vreau să ajung. Știți foarte bine că eu sunt sinceră cu voi și nu o să vă spun acum că totul a fost numai roz și curcubee, nu o să vă spun acum că n-am avut nicio durere, că a fost totul ok, că am fost the biggest power woman in the world, nu, asta pentru că organismul meu a avut o reacție ciudată în ceea ce privește anestezia, la care nu ne așteptam. Practic, după fiecare tură de anestezie, după ce trecea anestezia și după ce, evident, că locul de unde s-au făcut extracțiile durea, mă umflam. Și m-ați văzut în destul de multe clipuri umflată, am filmat și daily vloguri umflată, asta pentru că viața mea nu e roz și voi sunteți parte din viața mea de când fac YouTube, așa că am vrut să împărtășesc și aceste momente cu voi. Am făcut extracții, media din rădăcinilor extrase au fost undeva între 2 și 6 în funcție de adâncimea pe care, în funcție de cât de adânci erau ele înfipte în maxilar, am să scot 2, 3, 4, 5, 6. Am pornit cu 6, după care am mai scăzut, deoarece locul se vindeca extrem de greu, a trebuit să mărim distanța de la 7 zile după extracții de scos fire la 10 zile după extracții de scos fire și după unele ture de extracții a trebuit să iau antibiotic pentru că efectiv mă umflam. Mă umflam în locul de unde, dar nu mi se umfla gingia de unde erau scoase rădăcinile, ci mi se umfla locul în care a fost făcută anestezia, deci cel mai probabil aveam probleme la anestezie. Din punctul meu de vedere, extracțiile dentare nu sunt ușoare.
Tot respectul meu pentru cei care au făcut extracții dentare, indiferent de vârstă, cei care au trecut cu brio de acest lucru, cei care au rezistat eroic, pentru că acum, după ce am scos 32 de rădăcini, mă consider, vă spuneam mai devreme că nu sunt cea mai puternică femeie din lume, acum mă consider cea mai puternică femeie din lume. Asta pentru că o astfel de lucrare dentară nu este deloc ușoară din niciun punct de vedere, nici medical, nici fizic, nici psihic. Aș minți să vin în fața voastră și să spun că, da, după extracție n-am avut nimic, a fost tot ok, m-a durut un pic, m-am umflat, dar asta a fost tot, nu. Am avut zile cu plâns, am avut zile cu tăvălit, am avut zile cu nu mai vreau, am avut zile cu Doamne aștept să se termine, iar la ultimele 10 rămase le număram efectiv zilele până când se va termina și înainte de fiecare tură de extracții, după ce am trecut de jumătate, simțeam că nu mai pot, că nu mai vreau, pentru că anestezia cu adrenalină are efect asupra organismului, accelerează pulsul, durează destul de mult până se elimină anestezia din corp, chiar dacă ea este locală. Sunt dureri, nu o să vă mint și să spun că nu doare. Au fost momente în care nu m-a durut deloc, în momentul în care îmi scotea dinții, îmi scotea rădăcinile, nu mă durea absolut nimic, era totul ok. Partea proastă e că eu sunt extrem de panicoasă și îmi provoc atacuri de panică singură. Așa că îmi dădea acea pastilă de dormicum și avea grijă ca doamna asistentă Mihaela ca de fiecare dată să mă aspire pentru a nu avea eu senzația că mă înnec cu salivă. Chiar dacă nu se întâmpla lucrul acesta, eu așa simțeam și atunci trebuia asistenta în permanență să mă aspire. Un lucru foarte important pe care îl face doamna dr. Gabriela este să vorbească cu pacientul în permanență. În permanență se uita la fața mea, nu mă lăsa să stau cu ochii închiși, se uita la fața mea, mă întreba dacă sunt bine, dacă se întâmplă ceva. În cazul în care mi se părea ceva, ridicam mâna, mă lăsa să închid gura, mă lăsa să scuip sau lucruri de genul acesta. În permanență îmi spunea: scoatem prima rădăcină, am ajuns la a doua, am ajuns la a treia, acum cost, acum mai avem un pic, uite, fac nod, lucruri de genul ăsta și te ține în permanență antrenat în ceea ce se întâmplă pentru ca tu să nu ai timp să te panichezi, îți explică ceea ce se întâmplă, îți spune că mai are puțin sau lucruri de genul acesta pentru că te ajută pe tine din punct de vedere psihic. Un alt lucru pe care îl face este că vorbește extrem de frumos cu pacienții, indiferent de pacienți, și cu pacienții și cu personalul, este un om minunat. De fiecare dată când îmi făcea o anestezie, îmi spunea: vezi că asta o să doară, îmi pare rău. Iar lucrurile astea contează. În momentul în care vezi un medic dentist că empatizează cu tine, că știe că doare și îți spune: vezi că asta doare, dar îmi pare rău, nu am ce să fac, te liniștește un pic, pentru că am dat de medici dentiști care mi-au spus că am ajuns în stadiul ăsta pentru că nu m-am spălat pe dinți sau că am cancer dentar sau lucruri de genul acesta, dar astea sunt alte povești pentru altă dată. Așa că am trecut prin fiecare tură de extracții cu plâns uneori, cu dureri foarte mari uneori, cu umflături uneori, pentru că în fiecare tură de extracție a fost diferită în funcție de cum m-am simțit eu și așa mai departe, dar am avut în permanență lângă mine oameni care m-au susținut. Soacra mea, socrul meu, soțul meu, cumnata, sora, Alex, prietenul meu, mai nou Natalia, pentru că a luat și aparte la ultimele două extracții. Au fost oameni care îmi spuneau întotdeauna că mai am un pic și scap. Ile Baciu, care este aici de fiecare dată și care m-a încurajat tot timpul: hai că mai ai un pic, mă bucur că ai scăpat, lucruri de genul acesta. Lucrurile astea mărunte pentru mine au contat și au ajutat foarte mult ca eu să nu iau razna cu nervii nervoși ai capului, pentru că extracțiile și-au pus amprenta pe psihicul meu. În momentul de față sunt în stadiul în care nu suport absolut nimic. Sunt în stadiul în care dacă mă strigă cineva, mi se ridică părul în vârful capului și îmi vine să-l pocnesc, dar nu că persoana respectivă greșește cu ceva, ci pentru că pur și simplu
am o perioadă în care nu vreau să văd, nu vreau să aud pe nimeni, pentru că am trecut prin șocul ăsta destul de mare. Anestezia cu adrenalină este un șoc destul de mare la care este organismul supus, mai ales pentru mine. Durerile au fost extrem de mari uneori. De exemplu, acum la ultimele extracții am avut dureri de pur și simplu simțeam că fac pe mine, la modul cel mai serios. Din 4 în 4 ore alternam ketonal cu alocalmin, pentru că ce credeți, dureri, dar au trecut. Am vrut să fac update-ul acesta înainte de ultimele extracții, dar eu sunt o fire care este destul de panicoasă și o fire care căreia nu-i place să zică hop până n-a sărit gardul de tot. Pentru că nu știam cum voi reacționa la ultimele extracții, nu știam dacă va fi bine, îmi rămăseseră pe partea asta sus în spate măsala de minte și încă 5, încă 4, deci aveam în total 5 măsele de scos și nu știam cum voi reacționa, nu știam dacă voi fi ok și era penibil să vin în fața voastră să zic yay, am trecut de ultimele extracții, sunt super ok, super nu știu ce și apoi să mă trezesc că na. Așa că am preferat să vin în fața voastră acum. Am fost all over the place. Nu cred că v-am spus lucruri foarte interesante, dar sper că a ajutat pe cineva și vreau să recomand din tot sufletul cabinetul stomatologic, pe doamna doctor și tot personalul din clinică, pentru că sunt extrem de drăguți. Maria, fata care face programările, la fel este o dulceață și ea. Toți sunt foarte amabili, sunt foarte calzi, foarte primitori, atmosfera este extrem de liniștitoare, iar tu ca pacient ești pe primul loc, indiferent cine ești. Și asta mi s-a părut cel mai important lucru, tot timpul m-a luat în serios, tot timpul a mai și glumit cu mine, mai vorbeam despre diverse lucruri, mai povesteam diverse lucruri și e extrem de bine și de drăguț din partea unui stomatolog, că de dovadă de empatie. În general, medicii stomatologi nu prea au empatie față de pacienți, dar cu doamna doctor și cu personalul de la dental nu se pune problema. Ei bine, am trecut de ultimele extracții cu bine, am avut la penultimele, n-am avut deloc dureri, în schimb ultimele au fost extrem de dureroase, cu calmante din 4 în 4 ore, cu puține ore de somn, cu umflat la față, cu luat antibiotice și așa mai departe, cu plâns, evident, cu gata, am scăpat, nu se mai apropie nimeni de gura mea, nu mai scoate nimic. A fost ok, pentru că nimeni nu putea anticipa cum va reacționa organismul meu, dar personalul medical a fost acolo și un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că doamna doctor, dacă îi scriam la două noaptea că m-am umflat, că mă doare sau ceva, pe WhatsApp îmi răspundea. Un lucru foarte important pe care dânsa îl face, ținem permanentă legătura cu pacientul. De fiecare dată când s-a întâmplat ceva, am contactat-o, doamna doctor m-a sunat, mi-a răspuns și așa mai departe și a făcut timp întotdeauna să facă lucrul acesta și mi se pare un lucru de bun simț și extrem de important. Știa că sunt panicoasă și îmi știa felul de a fi pentru că am început să ne cunoaștem și de fiecare dată era acolo să mă suporte toanele și să mă susțină, dar mi se pare extrem de important faptul că indiferent de oră doamna doctor răspundea și era acolo în momentul în care aveam o problemă. Am trecut de ultimele extracții, nu mai am nimic de scos, tot ce trebuie să facem pe 10 ianuarie, am din nou programare, am programare pentru a lua amprenta, pentru placă și vom face o placă care momentan nu va fi fixată până când mă voi obișnui cu ea și cel mai probabil pe la jumătatea lui ianuarie sau sfârșitul lui ianuarie voi veni în fața voastră cu dantură. Și nu mă bucur neapărat din punct de vedere estetic, mă bucur mult că îmi ușurează viața din punct de vedere al modului în care mănânc. Pentru că am început să nu mai suport să mănânc pasat și îmi doresc să mănânc lucruri pe care nu le pot mânca pasate și este extrem de dificil. Așa că principalul lucru pentru care mă bucur că voi avea dantură nu este faptul că voi arăta mai bine, ci strict din punct de vedere al modului în care mănânc. Adică nu mă bucur că îmi pun dinți, că vezi, Doamne, văd alții că am dinți, nu, mă bucur că reușesc să finalizez lucrul acesta doar din punct de vedere al faptului că mi ușurează mie deglutiția, că mi ușurează modul în care mănânc, că nu voi mai avea probleme de genul acesta.
Bun, cam astea sunt lucrurile cu care vreau să vă fac update și cu care vreau să vă pun în cunoștință de cauză. Dacă sunteți interesați, puteți lua legătura cu clinica, cu cabinetul doamnei doctor. O să vă las pe, v-am lăsat pe ecran atât denumirea, dar vă mai spun încă o dată și adresa. Cabinetul dânsei este pe strada Mihai Eminescu, numărul 81A. Și are niște colegi minunați și niște oameni absolut deosebiți care se ocupă cu mare grijă de restul oamenilor, de pacienți și de pacienți nebuni ca mine. Da, cam asta a fost update-ul, am fost all over the place, îmi cer scuze, legate prețul n-am putut să vă spun mare lucru pentru că asta este. Prețurile diferă în funcție de gravitatea situației și în funcție de situația în care vă aflați, dacă este nevoie să semnați acel acord de studiu sau nu. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, vă mulțumesc tuturor celor care m-ați încurajat cu privire la lucrarea dentară de-a lungul timpului și ați fost aici pentru mine, vă mulțumesc tuturor celor care m-ați suportat, umflată, cu vorbit prost și așa mai departe, pentru că încă nu pot vorbi ca lumea. Le mulțumesc și membrilor canalului, cei care s-au abonat și plătesc un abonament lunar către canalul meu, Alexandra și Lexi. Sunteți niște oameni minunați și vă pup dintre sufletul și vă iubesc. Și dacă ți-a plăcut clipul ăsta, nu uita să-i dai un like. Dacă ai întrebări despre ce am povestit astăzi sau curiozități, nu uita să mi le lași în comentarii. Dacă nu ești abonat până acum la acest canal, nu uita să o faci și noi ne revedem cu mult drag la următorul clip. V-am pupat!